Am probleme la serviciu. Credeți-mă că vă spun cu toată mâhnirea și nu vreau să fiu dat afară, am familie, am trei copii, vă, sunt nevoit să renunț și să ies din biserică. A declarat lucrul ăsta. Public. Probabil că mai erau și alți informatori, poate. Și, și după aia să... când i s-a cerut să dea informări, l a zis, Păi și nu știu care mi-a zis să nu mai particip la secte. Eu am anunțat pe toată lumea că nu mai fac parte din biserică. Dacă eu mă întorc acum, o să li se pară dubios? Salut, prieteni! Bumărul și milenialul la datorii este marți, deci este o nouă întâlnire cu noi și nu am venit singur, ci am venit cu Mihai Călin! Yeah. <laughs> nu eram... Ia! Yeah. Exact. Ah, da, aveam, exact. un, cor, exact. aveam exact. un cor înainte, dar acum... Da, da, da. remunerații mică da, după buget. Da, exact. Măi, e... Adică noi o luăm de obicei așa cu omul, când s-a născut, ce a făcut, cum ne-a da. fost pe vremea comunismului, tu ești generația X, să știe și prietenii noștri, 1968, august, acest domn atunci s-a născut, dar este prea proaspăt, adică vii de la Veneția, ai luat un premiu acolo împreună cu întreaga echipă, cum e, adică Băi. e formidabil totuși. Să da. începem ca la, a, a la Benjamin Button așa, știi? Începem da, începe da, da, invers, începe da. începe da. de A fost superb, absolut. Întâi și întâi, cred că, cred că e un fapt unic în, în echipele de filmare care au fost pe la festivalurile importante din lume, că au fost destule filme românești în Categorii, ultimii că în Europa 20 puțin, de ani. Da. Fiind o, un lucru de echipă, și regizorul cu producătorii s-au gândit, băi, nu putem să mergem cu regizorul și cu doi actori. Și atunci am mers cu toată clasa. Mă dar ați fost foarte mulți. Vreo Stai 20! Putin... Pe asta zic că s-au fost mulți, că da, sunt da. multe povești, sunt mulți actori foarte buni. Da. Practic a mers, cum se zice, main cast-ul, adică șase actori, plus încă vreo doi care nu erau în main cast, plus oameni de la producție, editor. Multă lume da, din că echipă. A fost cu clasa. Am mers într-o excursie cu clasa. la, au fost cu dirijindele. La cheia. <laughs> Și... Am văzut că v-au aplaudat, aplaudat oamenii în avion, capitanul a fost foarte, da, la toarcere, a fost la simpatic, -a, da. a fost simpatic și... Bine, a... adevărat, i s-a dat un pont de către cineva din producție, că nu, nu știa lista cu... Da, chiar și așa, gest dar... frumos, frumos. A fost adică... funny, da, dar era acolo superb, Veneția e minunată. Absolut minunat. Ai Luat fost prima oară, fost. Uh... Acum o mie de ani, în 91. Când nu, dar trebuit. la festival, zic, nu. nu. nu la festival la nu festival mai. ai mai fost. Ai nu. fost turist. Ai fost turist în Veneția. O singură dată am trecut pe acolo vreo patru ore. Prin 91, un pic, așa. Am mirosit. Acum, însă, n-am avut timp să, fac, să facem prea multe, că, practic, într-o zi am. O zi întreagă am petrecut-o numai cu filmul, adică trebuie să mergem la 10 dimineața pentru un fotocol. Corect. Astea se fac profesionist într-un loc de acolo. Apoi la 2 și un sfert am avut proiecția. După aia, discuții, bănuiesc, nu? Au fost niște QA scurte, scurte, pentru că, uh, da, a fost. Uh, noi am fost în sală, au participat Adrian Văncică cu Iulian Postelnicu și cu Nicoleta Hâncu. Și după aceea seara am avut așa o recepție mai internă. Am rămas în zonă, dar a fost genial. În ziua aia a fost o regată de bărci tradiționale, medievale, venețiene. Drept urmare s-a închis Canal Grande și a fost puțin perturbată. Ne-a luat și pe noi un nene cu bani, cu taxiul botului. A fost fain. Da. Foarte bine. Și cum ați aranjat și... de ați luat premiul? Adică pe cine ați mituit de acolo? Două Ca premii, nu? Două care au fost, patru, patru premii. S-a mai părut unul astăzi, a... dar nu de la festival, de la... Păi deci stai, la Veneția câte au fost în total? Patru. Patru premii patru au fost Patru premii. Ex, da, da, da. da, da. Cu o zi înainte de festivitatea de închidere au apărut niște, sunt niște premii de nișă, acordate de diferite organizații primul premiu care a venit a fost al diopiului nostru, adică direct or fotografii, cel care face imaginea care este o ea, o unguraică de-a noastră, româncă da. verde uh, Boroca Biro sau Biro Boroca Biro cred că are 30 de ani este al doilea ei fiind de lung metraj și a făcut o imagine foarte frumoasă a luat uh, există un premiu care se numește Autori sub 40 de ani mișto uh, după aceea a luat uh, din partea criticii independente Adică, tot ce înseamnă bloggeri, vloggări care nu sunt angajați la o publicație. Freelancer. Freelancer, exact, ar veni, exact, da? exact. Freelancer, critici de film. A luat premiul de scenariu Bogdan Mureșanu, care e și scenarist și regizor. Apoi, în aceeași, seară, a apărut un premiu foarte important, care e premiul Fipreștii. Fiprești înseamnă Federația Internațională a Criticilor de Film. Asta din e foarte Din tarp. toată lumea. Asta e foarte tare. Ai zis tu foarte fain la tine și pe pagină că e un fel de Europa League. Deci n-ați luat Liga Campionilor, ați luat Europa League, luat nu? Cu a doua. Cu, cu a doua. A doua zi. Uh -huh. Pentru că noi suntem, am fost în secțiunea a doua, sunt două secțiuni competiționale. Acum, marile festivaluri din lume, pentru că de-asta sunt mari și au și bugete foarte mari, practic au mai multe secțiuni. Pentru că sunt mai multe feluri de public. E un public mai de mainstream, un public mai, mai de nișă, tânăr, altul mai de nișă care vrea experimente și tot felul de chestii. Mai pentru și, critică, să zic. Da, și fiecare festival, mă refer la asta din Grand Slam, să zic, Cannes, Veneția, Berlin, fiecare are câte două uh, secțiuni um, competiționale uh -huh. și încă altele de nișă. Deci practic nu am fost în a doua, Orizonti, față de prima care e la Mostra și cum e la can Palm d'Or și a doua e în Regard. Mm -hmm. Asta se adresează mai mult regizorilor mai tineri sau aflați la primul al doilea film. La cum ar veni? Da? Sau tendințe de drum, așa, sau da? tendințe mai noi în cinema. Uh, și a doua zi a venit uh, fiprești de premii și pentru o secțiune și pentru alta. Și altă. Noi avem un grup pentru că suntem, nu știu, am devenit prieteni și în timpul filmărilor și acum. În timpul filmărilor noi actori nu prea ne-am intersectat decât în cei din fiecare poveste, Sunt exact că... șase povești diferite și spre deosebire de, dacă vă aduceți aminte, amintiri din epoca de aur, da. când erau mai mult povești de-astea anecdotice din comunism și care erau, se constituiau în câte un trenuleț de film, adică se succedau scurtmetrajele, la noi aceste șase povești scurtmetraje dacă vrei, ele au fost îmbinate -au și la se întrepătrund cumva și se intersectează personajele uneori fără să știe unele de altele și montajul mi se pare genial -ge și și regia și montajul trebuie să fie ca nu, maestrie e sau linia planetele așa cumva foarte bine. adică scenariul este foarte bun Bogdan care regizor e foarte câți are Bogdan? cam 50 el a, e filolog prin formație din câte știu eu a lucrat mult timp în publicitate, copywriter, diverse. A făcut deci, un scurtmetraj care a fost selectat. A, a fost selectat cu... scurtmetrajul lui. A, a mai făcut niște scurtmetraje, iar uh, lungmetrajul ăsta pleacă de la Cadou de Crăciun, exact. care în 2018 a rupt da, festivalurile da, da. de film pe zona metraj. Și ăsta este unul dintre, una dintre povești, Cadou de Crăciun. E chiar înglobat în e unul în din poveste. firele care merge până la final. Da. Și el cu că au lucrat foarte bine atunci, cu Iana Flora, și după aia s-au gândit ei că, bă, de fapt, e doar o bucățică, poză din toată perioada aia și că sunt o mulțime de chestii similare, Alte Povești. Da. Și atunci au luat... Trebuie să-l vedem neapărat. Băi, trebuie să văzut neapărat. Mie mi se pare că este foarte bine, este peste așteptări. Adică nu aveam așteptări de festivaluri, de premii. Mă rugam să iasă un film bun. Mi-am zis că are premizele să fie un film bun. Eu ne știu în scenariu. Bogdan, când am dat probă, nu mi-a dat să toși tot, tot -a filmul, numai bucățica mea. De altfel nici n-am luat proba. <laughs> Ne-ai luat pentru ce-ai dat, adică? Sau cum? Stai, <laughs> stai, stai, stai că am luat proba. A luat Alexandru Dabija. <laughs> Santu Dabija trebuia să joace. Incredibil. Da, și eu eram în rezervă. Și Sandu Dabija a intrat în teren, dar n nu începuse meciul și și-a rupt piciorul. Și atunci am intrat eu. Wow. Câteodată Dumnezeu break -a -a. Știi cum e dreptare. Deci, Sandu Dabija de iese pe teren la încălzire. Da. Și face încălzirea, da. știi? și faci ce și calcă strâm, și știi? Exact cum era 94, și 14. atunci, Jean Bloduiu, eu care Jean juram acolo, bă, nu, nu mă, nu mă sunt eu, gata, asta este, nu i nimic, bă, a. dar bija e mișto, e, a jucat la jude, multe, aferim și altele. Asta este. Am pierdut în fața lui Sandu Dabija. Adică nu chiar da, no dar, da. dar ești rezervă. Și brusc ești acolo în jur de Paștele și a. și, și ce urpă la piciorul. Și tu faci? Și ce? Intră în teren. Bling! Dar nu sunt Au, lăsă ce... sărat! Da, da, Flor la bă, spital. e grav, dar poate că totuși poți. Și el a da, nu știu, cred că aș putea. Bă, da, nu forța, te rog. Nu. <laughs> Lasă, stai liniștit. Da, și, ai declarat că a fost uh, filmul tău, adică e filmul tău de suflet, cum ar vedea. Ai zis că e cel mai bun film în care ai jucat vreodată, nu? Da. Adică de, Cred. Ce, de ce? care care au fost premii? De ce e de zis chestia În asta? În primul rând că eu îmi doresc să-mi aduc aminte de perioada aia. Adică eu pe 21 decembrie 89, când e deznodământul tuturor, pove tuturor poveștilor, că am început să vorbesc ca ăla, cu tuturor. Așa, aveam 21 de ani și 4 luni. Uh, și am mai dat eu niște interviuri mai de mult acum vreo 10 ani și au zis unii bă tu ești tâmpit, cum ai să acolo mă că ești fericit că ai trăit în epoca aia da mă sunt fericit pentru că eu am știu ce înseamnă minciuna, minciuna generalizată minciuna permanentă Poțernicia totală totală, nu? totală Totală, și pot să apreciez după aia ce s-a întâmplat și ce se întâmplă când uh, băi suntem liberi adică avem, avem, putem să alegem serios indiferent de problemele care sunt că sunt o mie de probleme, normal că sunt multe probleme dar nu dar poți da, să și spui și părerea atunci, ta despre da, ceva și poți ceva să lupți pentru ea și chiar dacă de multe ori nu ai succes sunt șanse sunt, să obții lucruri e și am, 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 am pe mine m mă pasionat de mic istoria și mi se pare esențial să știi istorie Mă mai vorbeam cu unii, pe, de pe un partide. Și bă, că, dar voi când faceți uh, uh, verile alea, școlile voastre de cadre, de tineri, de nu știu ce, bă, eu cred că ar trebui să aduceți niște istorici, dar de ăștia mai tineri, nu profesori de aia bătrâni, care au trecut prin uh, da, -a istoria aia oficială, știi, nu, de ăștia mai iconoclaște, așa, știi, și să, să, să învățați istorie, ăștia tinerii care vor să intre în politică, că dacă nu știi istorie, ești praf. N-ai cum să înțelegi ce se întâmplă acum. Sau dacă ăștia care fac, nu știu, externe, cred că fac, sper că fac, păi te duci într-o țară străină, trebuie să știi totul despre ea și despre istoria lor. Să nu faci vreo gafă. Să nu faci vreo gafă, să spui lucruri, cum să spunem, cu cunoștință de cauză. Așa este și un fel de captare a bunăvoinței și de admirație. Te duci la un om și știi despre el. Și el se simte bine. Că tu te-ai interesat. Asta înseamnă că tu l-ai investit cu valoare. Nu mai vorbesc că dacă te străduiești să înveți limba cât de cât. Bună ziua, sau să spui o idee, măcar una pe zi, să o spui în limba lui cu care Asta, e, Asta e deja e, next level. E. Este esențial. Nu, da, eu cred că. -i... E, și atunci da. am, când am văzut că e vorba despre un regizor de televiziune, care e atunci, mi s-au oprit toate beculețele. Am trecut prin multe din chestiile astea și vreau să le joc și să le. Lucru da. cu actorul, fain? Da, foarte fain, foarte fain. Dar foarte fin, știi? Uh -huh. Adică... Zis, nu intruziv, nu? Bogdan e foarte... Se prea foarte delicat, așa, știi? Deci menține zona lui. E ferm. Da, da. Dar foarte fain. Și nu... Unor, știi, îl simți așa că nu... Are și el vulnerabilități. Adică nu știe tot timpul. Bă, sigur așa e. Hai să vedem, să încercăm să... Ce să mai zic? Tot, a fost foarte mișto. Asta Iar... e foarte bine că au făcut, ai văzut că au făcut singur trecerea. De asta invităm noi oameni de ăștia așa mișto, pentru că ei singuri ne dau nouă posibilitatea să ne întoarcem de unde am pornit. Și era pe vremea comunismului. De... Pe noi ne interesează că văd că ești, nu neapărat fier pe asta, dacă îți face plăcere să vorbești. Cum era în copilăria ta? Când erai mic, până în clasa 4, da, copilăria. Unde ți-ai petrecut-o? Dacă aveai bunici în altă parte decât în București. Sau? Asta a fost una din uh, tristețile copilăriei și adolescenței mele, Când că eu n-am avut rude la țară. Buha. Adică aveam niște rude care erau aproape de București, undeva spre Mihăilești. Uh -huh. Așa. Dar nu am fost prea apropiați. Și bunicii uh, veniseră de la țară, stăteau Tot în, în Rahova. Uh -huh. Acolo m-am și născut, în Rahova dar tata avea o obsesie să aibă lucrul lui și atunci n-a mers pe luat de la stat ai apartament ați un și apartament. a cumpărat apartament. El vrea să fie proprietarul apartamentului său și a plătit 15 ani ne am mutat în drumul taberei când aveam eu 4 ani deci practic undeva... ai copilărit și ai Ți ai făcut Pentre... adolescența pe în drumul șantier. taberei. Pe șantier. Pe șantier de drumul taberei. Da. da. N-ai prins gândrou ai plecat metro? din metrou a venit 1.80 da uh, nu am prins toată faza cu jucat cu șantier trăgând cu cornete puțin Vată de sticlă la... vata de stiglă, carbid tot, tot pocnituri tot. cu carbid e adevărat că am fost martor la destul de repede la, la un accident al unui Ups. vecin și, mă rog, nu s-a întâmplat până la urmă nimic grav, dar a explodat în față și a fost nasol, adică spital. Nasol. Și eu m-am speriat foarte tare de chestia asta și eu n-am pus mâna niciodată pe chestia aia. Și când s-au jucat ăștia cu carbidul în tuburile alea, eu mă duceam la 15 metri. trecuți pe acolo, ai mai văzut. te sperii, vezi da, da. că s-a întâmplat. Nu e doar că ți-au spus părinții. Ai văzut vă, cu ochii da. Când ai experiența personală, te <laughs> de asta aici sar la vremurile de acum, când indiferența e foarte mare și pe mulți nu interesează prea multe lucruri. Vezi, nu mai votez că sunt dezamăgiți sau nu știu ce și cred că oamenii acționează doar atunci când au o problemă personală, când sunt atinși personal de ceva. Categoric. când ți-e copilul în spital sau trebuie să-i duci mai cât la spital, medicamente sau nu știu ce sau chestii de genul ăsta și vezi că sistemul e gripat, că nu funcționează, în rest, dacă nu suntem noi implicați, știi? Deci eu am fost implicat în luptele cu Carbid, în luptele de stradă între gașca de pe Târgu Neamț și gașca de pe, nu știu ce altă stradă. Știi că e chestia asta tribală. Acum, cum, cum să nu? Știi? Ai avut o relație faină cu bunicii tăi? Cu bunicii din partea tatălui, cu cei din Rahova mai puțin dar cu bunica din partea mamei, da, a fost foarte faină, foarte apropiată. A și stat la noi în casă de când aveam șase ani, drept pentru care când eram adolescent nu eram niciodată singura acasă. Nu era chiar așa mișto. Nu era așa mișto. Știi? <laughs> și, și nu coleg, puteți aveam să o trimiți la market undeva. Aveam la... video oh. și chema fetele să le arate filme și le invidiam îngrozitor. <laughs> îngrozitor cum câștigă da, cu unii. Da, nu no, știu, mă, se alinează planetele, primezi din America cadouri și după aia tot. Nu aveai și tu timbre, nu tu o colecție de ceva. De... <laughs> și dacă, și bă, dacă bă, aveai, a, aveai. Dar, casa scării, <laughs> <laughs> un... lift. Da. <laughs> da. Și bunica mea era și foarte credincioasă și nu puteam să zic, da. mamaie, mama, du-te și tu o oră măcar. Că... La biserică. La biserică, no. că treabă. Nu, dar bunica mea a lăsat o amprentă foarte mare asupra mea, pentru că eu sunt multe povești, mai povestit despre asta, era rusoică. Și s-a născut undeva lângă Baku, în Azerbaijan. Oh, oh. Și mai mea la fel, tot acolo. Și a fost un întreg concurs de împrejurări. Bunică mea era Basarabean, a fost și Crasni Partizan, Partizan Roșu, mă rog, era ucenic, îi trimisese tasul din Basarabia la Kiev să facă școală de cizmari. L-a prins revoluția acolo, s-a închis granița și el din 1917 până în 1941 și-a mai văzut familia. Că wow. Nu se putea trece atunci așa, ca acum, granița, știi. Și după aia s-a pocăit, a devenit pastor evanghelic, de fapt creștin după Evanghelie. A ajuns cu misionarismul în Azerbaijan sau căsătorii cu bunica mea. Au avut copii. Și poveste mă. A băgat vreo doi ani de Siberia, în perioada aia 37-38, când Ma. pe purările cu Stalin, cu toate alea. S-a întors la Bacu și n-a avut interdicție să mai locuiască în oraș. Atunci a trebuit să plece în altă parte. Au locuit câteva luni la Ganja, tot în Nord-Caucaz, tot în mm -hmm. Azerbaijan. După aia au zis, băi, unde tot să plecăm? Tot în să plecăm încet, încet spre Basarabia. Știi, să vedem dacă mm -hmm. putem să intrăm, că Basarabia era românească. Da, 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 da. Au mai trăit câteva luni la Melitopol, care e ocupat acum de ruși, mm -hmm. undeva în... mai sus de Crimea, în... puțin mai. Exact. La intrare în peninsula Crimea. În sudul puțin. Ucrainei. Da la Melitopol și acolo în 41 i-au ocupat românii și nemții. De bine, da, deci a, a venit granița peste la ei, și, ei, și da. atunci au putut să vină în Basarabia și au stat trei ani și în aprilie 44 când au rupt frontul ăștia rușii a venit granița iar după ei da, și atunci au trecut pe la Galați în România că au zis nu-i cu rușii, nu mai e bol și să aveți chisaius știm, cu toate că bunica mai era rusoi, că stă la sută, nu știa românește deloc sau nici mama, știi. A, și au venit, deci, to teritoriul total nou. De da, bunicul tău știa. Bunicul era, era moldovan, era, da, știa, românește, știa, da. română, da. Și venit, au venit, s-au așezat undeva lângă Craiova, au fost ascunși de niște țărani olteni din, de că ți spun, satul Moțăței, Comuna Sărbătoarea. Da. Așa. Moțăței, am auzit. Și au fost ascunși pe beciuri, că îi căutau, veneau rușii și căutau de refugiați. Mm și basarabeni, dar mai ales ruși. Dacă aveai acte rusești, te duceau imediat în Siberia, că zicea, ce cauți tu aici? Ai fugit de... De noi? De poporul, de... <gânt> Știi? Și mă rog, au schimbat acte, chestii, socotel și... la urmă au rămas la Craiova și asta a fost Pot Iar româncul, toate o? poveștile astea, le știu de la bunica mea de când eram mic, veneam de la școală, ea punea masa și îmi povestea... Aveam și samovardă uh, și o mie de povești, știi? Mâncăruri rusești Fine. și multe povești. Nu ai ajuns prea, în, nu prea, nu. în Bacu, nu ai ajuns. Nu, nu am fost niciodată. Și în Rusia nu a fost niciodată. În Basarabia am fost, dar în Rusia nu. Și nu prea m-am învățat rusește, că eu m-am născut la patru zile, cinci aproape, înainte de intervenția din Ceoslovacia. Mm -hmm. Și sentimentul antisovietic... Dar chiar antirusesc era foarte puternică România atunci. Și... Toată... Păi și nici la școală ulterior n-ai făcut? A, nu se făcea Nu se făcea, pe vremea aia, deja nu era obligatoriu. Erau anumite școli în care așa era, la o școală se făcea franceză-germană și poate engleză din ciclu 2, în alte școli rusă. Da, am făcut rusă, de exemplu, la liceu, 9-12, dar eu știam, adică eu înțeleg rusă vorbesc puțin, ă, știi ca în orice limbă, vocabularul pasiv e mai bogat decât cel activ. Da, 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 Trebuie da. să te duci undeva să vorbești, să te forțezi. Așa? Și la liceu am făcut rusă, dar într i e luat-o cu Dobri Dien, mine a avut, nu știu ce. Asta și aveși... eu mă plictiseam, da. știi? Stăteam, nici nu mă ceam la ore, știi? Sau mă duceam, vorbeam puțin cu profa, am punea 10 și mă lăsa să plec. Că stăteam degeaba, n aveți ce să înveți cu începători, știi? Deci nu am putut să progresez. La facultate, la teatru, având colegi basarabeni, mai vorbeam, mai cântam rusește, ne îmbătam și cât am rusește. Partea artistică a fost exact, foarte tare. Da. Asta e. Și poveștile astea de la bunica mea m-au salvat cumva. Apropo de comunism. Pentru că eu știam toate poveștile astea de ce înseamnă comunismul adevărat. La rău. Adică ne uitam, de exemplu, la un film de război. Care era cu um, um, am americanii contra nemții sau românii contra nemților, știi? Și arătau pe nemți ce răi erau și că deportau oameni și un tren de marfă cu soldați naziști, cu câini, lupi și, și bunica mea zicea, uite, exact așa era și la noi. Doar că soldații erau ruși, câinii tot lupi și deportații tot ruși. Erau, ei au fost sau basarabeni sau toate națiile, știi, lor, din da. uh, URSS, știi. Și la noi se mai vorbea în casă, se vorbea față de alte familii de care am auzit, mi se părea incredibil. Unde nu se scotea o vorbă despre, în timpul comunismului, despre ce se întâmplă în jur. Și la noi toată îl vedea pe ăla la televizor, îl închidea televizor și tu te dracu, bă, bă, tu ai grijă ce vorbești. <laughs> nu scoți o vorbă că am pus-o. Știi? Sau chestii de-astea. Îți amintești când ai fost prima oară la teatru Um, nu, n-am prea fost la teatru. Nu? Am fost de câteva ori în liceu. În școala uh, generală, nu mi nu. Am okay. A, am fost la țăndărică chestia de asta okay. de, de OK. Cu da, cu da, cu da. 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 am fost. Ai mâine aș spune că erau niște nu erau niște intelectuali. Tata era, cum a zis el, uh, hârțogar, un funcționar uh, la Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, unde ministerul tineretului sau de da, sportului. Da, da, da și era șeful de serviciului transporturi. Adică mașini pentru sportivi, pentru competiții sportive, nu știu ce. Și toată viața mea a zis, bă, să n-ajungi hârțogar ca mine. Adică un funcționar care face hârtii și tabele. Și... Pentru că ăștia sunt ușor dispensabili. Tu trebuie să ai o meserie. Sigur, el ar fi vrut să fac facultate, că a avut el, el a fost dat afară, că nu știu ce dosar prost. Păi asta e, că pe vremea aia, în anii 50, dacă nu erai din familie sănătoasă, da. te dă, nu puteai să faci facultate. Ceea mai ce da, da. maică mea, Sau da. dacă aveai tatăl care fusese prin PNL sau PNC, oh, sau asta. grav, grav. Da, grav. deci nu, nu făceai facultate. De-abia după 64 s-au relaxat lucrurile și, mă rog. <coughs> e, și avea frustrarea asta, că n-a făcut o facultate și a rămas un funcționar și el își făcea bine treaba. Dar a zis, bă, tu trebuie să faci bine ce faci în viață. Știi? Să fii bun în ce faci. Că altfel ești dat la o parte de oricine. Da. Bă, frate, deci vorbesc ca păi televizor. da, d -d 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 Dacă nu bine, ori ori bine. vor asta e foarte important. Dar asta zic, la teatru am fost ă, am fost la câteva. Am fost, de exemplu, cu ai mei, la teatru Tănase, odată la revistă, știi? Și atunci am ă, văzut pentru prima oară ă, sketch-urile astea cu, cu șopârlițe care, mă rog, se spune, unii spun că erau cu voie de la securitate ca să mai uh, refuleze puțin uh, presiunea, să mai, uh, știi, să, 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 să se mai râde lumea de ceva și să plece cu stare de bine. Și era un sketch cu Arșinel și Stella Popescu și la un moment dat Arșinel spune ceva, o glumiță, un sketch care mh, era cam jumate fâsâită, așa, nu prea s-a râs și Stella a zis, ți-am spus să nu-mi spui pe asta. E că e prost. Nu e prost? A fost prost. <laughs> <laughs> Și zice, dar să știți, nu trebuie să, nu trebuie să aplaudați așa de politețe. Nu. Eu sau el, mai ales el, dacă nu e bine, huiduiți huiduiți, huiduiți și aruncați în noi, aruncați în noi cu ce vă vine la îndemână, cu cafea boabe ori naturală, cu, cu apă minerală, banane portocale, hârtie igienică deci tot ce nu se găsea da, și da. sala era pe jos, râdeau de mă Ma, adică, da, ce zic ăștia aia nu era scris, îți dai seama era... da. Hai să faci, -așa. cred că impro, da da, chestii de genul ăsta da, și după aia am mai fost uh, la câteva spectacole, am fost de două ori doar din păcate, nu cred că am avut niciodată profilul de fan. Nu. Adică nu am avut modele de astea. Mi-au plăcut diverse chestii, dar n-am fost fan. De exemplu, poezia muzicii tinere, mm -hmm. al lui Florian Pitiș. Da. Asta a fost o chestie. Era, el Era... vorbea acolo despre muzica anilor 60-70. un șarme extraordinar. El era inteligent, vorbea engleză foarte bine, traducea versurile, punea, nu era filmat, dar punea diapozitive cu Creedence, Clearwater Revival, cu tot woodstock cu Beatles, cu toți, uh, Jimi Hendrix, uh, Janis Joplin și povestea și povestea și se adunau în sala aia de la Bulandra, la Grădina Icoanei. Uh, era plin. Tixit și pe jos, peste tot. El stătea, avea un scaun și o măsuță și pe lângă el era plin, plin, plin. Și aveam colegi care au fost de 20 de ori la spectacolul ăla. Știi? Ce fain. Da. Băi... a fost o educație pentru mii de tineri asta. Și când, când știi că în perioada aia, la un moment dat vine... vine tot timpul întrebarea și unde vrei să te duci tu, mamă? Ce încotro vrei să o apuci? Ție când îți ia ți-a venit a prima venit dată ideea? În clasa a 10, a sfârșitul clasei a 10, -a. aici am fost foarte norocos că mi-am descoperit pasiunea repede. Am avut o profesoară de română și franceză care trăiește încă și sper să-mi trăiască încă mult. Ea a fost profesoară și lui câțiva de română, Marina Creci, fică de actori. Tatăl deci... ei a fost un actor important pe vremuri la Teatrul Național, George Măruță, unul dintre acei actori de care. Și am făcut o surpriză la un moment dat. Am găsit un articol undeva, un interviu cu Ștefan Iordache. Și uh -huh. Ștefan Iordache spunea: domnule, eu am... am fost norocos. Am fost norocos că am dat de un, doi directori de teatru și vreo doi, trei regizori care mi-au dat mult. Mi-au dat, mi-au oferit ocazia să joc, să fac, să dreg. Și am devenit nap vedetă până la urmă, că am făcut și film și asta, dar zice, sunt alți actori, sau au fost alți actori cu care am jucat, să zicem așa, de mai de plan o doi, care nu au fost niciodată vedete, dar profesioniști solizi, știi, fără ce de frumos. care nu poți să duci un întreg mai departe, știi, un, un ansamblu, un spectacol. Unul din era a ce, George Măruță și-a mai dat câteva exemple, știi. Foarte frumos. Da, adică sunt foarte mulți oameni care nu știu, n-au carismă. Asta este și în lumea asta, nu știu, poate și la femei și la bărbați, dacă ești good looking, ai un avantaj. Ai, clar. Adică serios. Mai ales pe film? Se simte. Și în general, și în business, cred că funcționează asta. E, și ea, fiind pasionată de teatru, părinții nu au prea lăsat-o să facă teatru, a zis, măi, măi, Marina, tu ești foarte deșteaptă, mă. Nu fă cam, nu fă -a. teatru, mă. Tu ești chiar ești deșteaptă. Tu poți să faci ceva în viață. Adevărat că nu trebuie prea multă minte la actori. <laughs> sfârșit. Și um, ea a făcut, ne-a pus să citim pe roluri, țin minte, Caragiale. Să ne jucăm în clasă. Ce mișto. Și ne-am jucat. A, și este extraordinar. După care ea a făcut o trupă de teatru și am început să facem spectacole. Într-a 11 și 12 numai asta făceam. Adică mintea numai la asta mi era și am făcut spectacole, erau și evenimente, pentru că noi fiind la Măgurele, la Mate Fizică 4, era liceul, pe colț așa cu facultate de fizică și acolo era și aula facultății de fizică, unde erau 600 de locuri. Public cât cuprinde. Și noi acolo făceam spectacole. Mamă! Frumos. Se aduna tot liceul și câțiva studenți mai veneau pe acolo. Deci Aș fii atent, că... cu mate fizică a ajuns la teatru. Ia... de deci ce mi-am dat Au la facultății de fizică, treapta întâi, treapta a doua, bacalaureat, examenul de admitere la facultate, că am dat la fizică. Dacă era în curte. Da, da am picat. <laughs> am dat la fizică pentru că mi-a fost frică să dau la teatru. Știi. Venise la balul majoratului, a fost invitat Ovidiu Moldovan. Și noi am jucat Azi o piesă. Prestat? Și după aia el m-a chemat în cabinetul directorului și m-a felicitat, m-a invitat la teatru, am fost la premieră în 85 la jocul elelor, cu Ovidiu Moldovan, Albulescu, Tamara Crețulescu, nu mai știu ce mai jucă. Și după aia, după spectacol, am fost la el în cabină și am stat de vorbă și el mi-a zis, băi, după părerea mea, tu ar trebui să faci teatru. Dar sunt patru locuri și vreo 500 de candidați. Și patru locuri erau atunci? Da, erau, sau șapte, erau, cam... erau Erau patru băieți, patru fete. Da, așa. Wow. De toate erau șapte, opt, patru da? Patru băieți, patru fete. Și cândva pe la începutul anilor 80, nu știu, cred că 82, așa știu eu povestea, Octavian Cotescu, care era rector, a făcut el pe prostul, s-a dus la Consiliul Educației și Culturii Socialiste și ca să obțină mai multe locuri, a zis tovarăși. Dar toate facultățile, în toate domeniile, oamenii muncii au posibilitatea să își depășească condiția, să învețe mai mult, să urce uh, cu cunoștințele, cu nu știu ce, și pot face facultatea la seral. De ce în teatru nu se poate același de ce lucru? Să -avem de ce și noi, faliții noștri, seralul nostru. Și a făcut secția de seral și, în felul ăsta, a dublat numărul de locuri. Monolog studiat. Pentru frumos. că tu probabil că ai vorbit cu ghiurii sau nu știu ce, că el a dat la facultate așa știu, știu. A existat o politică de stat și acum se vede, se vede chestia asta. Peste generația mea, adică peste 57-58 de ani, e un gap. Deci sunt foarte puțini actori peste 60 de ani. Sunt puțini. Da. Pentru că producția de actor de teatru uh, timp de vreo 15 ani, cred, 75-90, a, a fost foarte mică. Recunoaștem că se intra și cu pile. Ei, Doamne, iartă-mă, Mulți... cu pile la patru locuri, ce pile P să mai pui la patru locuri? Se puneau, se puneau, da. Sau uh, se puneau pile în sensul că ăsta intra anul ăsta și ăsta e bun, las că îl băgăm la anul. Aha. Știi? să mai dea o dată sau de două ori, dar unii se descurajau. Normal. Alții au avut sânge și au intrat a treia oară, a patra oară, a șaptea oară, a noua oară, știu caz. Și eu când de am somn. aflat chestiile astea am zis, nu, eu așa ceva nu pot să fac. Fizica de mine. Era și frica asta, știi că pici, pleci în armată, na, că vii de la un liceu bun, ești un elev bun, nu foarte, foarte bun, dar bun. Și presiunea asta că bă, dacă pii la da, facultate, da, da, da. ce zic părinții, ce zic vecinii, ce zice profesorii? Presiunea uh... asta este la mulți da. copii. Dar așa cum e, știi? Normal. Uh... Și -ai -ai zice -ai... și Mihaiță a luat bacul, da, e normal. Și la ce facultate a intrat? Ei, Direct. -a... Nu dacă a intrat la facultate. La ce facultate, la ce facultate ai, da. a intrat? A picat. Aură, wow. de a, da ce poți să săracul. Da, vai, o, wow. strâmbături, yeah. Și așa am pățit, am dat la fizică, dar nu am învățat, că eram cu teatru în cap. Și am picat, deci de ce mi-a fost frică, n-am scăpat. Și mă simțeam ca ultimul om din lume, ultimul loser, cel mai idiot din Și terenie. trebuia să mergi în armată, nu? M-am dus în armată. Ce, ai făcut un an jumate? Am făcut un an jumate, dar din armată. Eu am fost într-o unitate, la un dat, unde maiorul comandantul nostru de batalion ne-a spus, adică, noi fiind decreței foarte mulți, erau și foarte mulți copii de ștabi. Și s-a dat un ordin, dar a fost destul de confidențial în armată, că cei care au depășit 10 luni de armată au voie să dea examen din armată. Aha. Anul următor, cum ar veni. Da, da. Și uh, am. Uh, evident, când erai în armată la trupă, aveai concediu de două săptămâni. Dar nu ți-l luai când voiai tu. Când ți-l dădeau ei, că ar fi toată nu? armata română, pleca două săptămâni în vară la mare. Și atunci a, mi-a dat alea două săptămâni și am învățat și eu ceva repede acolo uh, și uh, am intrat uh, am zis la seral, la energetică, am luat 5.30, s-a intrat cu 5.18. Și asta e. Și am ieșit după fix un an. Bun. Și am făcut trei ani de politehnică la seral, și Ai făcut și politehnică la seral 3 ani trei ani, m-am dus, am aflat, dar tot, mă, deci, doamne, Dumnezeu, mă, chinuiam îngrozitor, pentru că nu, nu mi-era mintea la chestia aia, știi? Și mi-am zis, nu -o, o să, pot să fiu niciodată un inginer bun, că nu mă pasiona, știi? Nu mergeau rotițele, nu, în afara lecțiilor, nu ai cum să faci asta, dacă nu ești pasionat de lucru ăla când pleci și să-ți vină idei și să te gândești în mașină și acasă, să te speli pe dinți și îți mai vine o idee, știi? N ai cum să fii bun. și de unde? De cât așa să o târăști la de de Unde te... de, de unde ai luat uh, energia, de unde ai prins curaj să Păi, dai? în anul 2 uh, am aflat, nu, în anul 1, uh, am aflat că ăștia de la energetică de la zi aveau o echipă de teatru. Și m-am dus și eu, bă. ai și eu dacă se poate, nu știu. Și tocmai mai făcea un spectacol. m au băgat și pe mine acolo să duc tava, să zic două replici. -am fost bucuros. În același timp recunosc că m-am gândit buci proști ăștia. <laughs> adică... Nu făcea mai bine, bine erau uh, amatori, dar făceau cu bucurie ce făceau. Dar mie mi se pare că sunt falși, că nu știu ce știi, că jucau ei personaje. Și apoi am aflat de teatru Podul de la Casa studenților și m-am dus la începutul anului 2. Am vrut să mă las de facultate, atunci, în 89. Am vorbit cu secretara de la facultate. Erau... Pe vremea electrotehnică și energetică erau aceeași facultate. Mm -hmm. Și era secretar colo. Colo și un secretar șef. Și aia mi-a zis, bine, zice, vin în ultima zi de înscriere acolo, să-ți dau dosarul și ca să lipsească cât mai puțin timp dosarul din, de acolo. Și că era penal. Deci nu aveai voie să... Absolut. Pentru cine ascultă, uh -huh. pentru nu context, aveai da. voie să faci a doua facultate. Decât dacă îți luai dosarul de la Abandonai. facultatea ta, e aici, out, și te duceai în altă parte. Și dacă se făcea chestia asta să-ți dea dosarul, intram și eu și ea Ia. la penal. la penal, da. da. Deci Doi, trei ani de pușcărie. Da. Și când m-am dus în ziua aia, în ultima zi de înscriere la, la IATC, cum se numea, asta m-a zis, bă, iartă-mă, nu pot să-ți dau dosarul. Mi-a zis secretarul șef că a auzit tot felul de zvonuri controle, și, că, chestii. și că încearcă unii să facă chestia asta și a zis că o să facă controle în fiecare zi, mai e o zi și poate să vin oricând să-mi controleze. Știi, aleatoriu, dar da. nu știi cum pică. E la mine sau la altul. Da. Și riști pușcării, adică... Nu te joci cu asta. Nu. Și nu mi-a dat. Și... Asta e. Dar până la urmă lucrurile s-au aranjat mai bine, așa, știi? Că am dat după facultate și atunci am intrat și a fost cu totul și cu totul totu altă atmosferă. Aveai experiența deja, din, adică privei cu totul altă, erai la podul. Plus că în vara următoare noi am fost la selecția la Andrei Șerban la trilogie. Toată vara am repetat la trilogie, uh, eram super pregătiți. E ca și cum te duci la sală în fiecare zi, alergi, ai și un antrenor cu foarte tine, bun. ai și masări, faci și jacuzzi sau da, așa. Da, da, da. Și uh, după două luni de zile ești fit. Știi? Clar. Și m-am dus la examen foarte zen, așa. N-ai avut emoții? A fost fain. Nu prea. Adică, pur și simplu, nu îmi puneam aveam ceva emoții, că totuși te întâlneai pe vremea aceea, profesorii erau cei mai mari actori și regizori din țară, știi? Și te duceai la comisie și erau na, de Sandamanu, Demrădulescu, de Albulescu, Cojar, Floriza Firescu, Repan, Pintea, Olga Tudorache, na. Și normal că aveai puțin emoții, însă eu nu aveam deloc ideea asta, aoleu, dacă pic. Tu aveai facultate terminată? Nu, 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 nu. nu. Aveam trei ani terminați. A, trei ani, pardon. Dar intrasem atât de tare în povestea asta cu podul și cu repeti la trilogie, că nici nu mai. în vară, nici nu m-am mai dus la examene. Era după Revoluție. Am dat examenele din sesiunea din iarnă, care au fost după Revoluție. Dar după aia, în vară de final, de an trei, nu m-am mai dus, nu m mai interesat. Și colegii îmi spuneau, mă vin, o să termin anul trei. Bă, zic, eu n-am mai învățat nimic, nu, nu mă știu, lasă-mă că după Revoluție atunci se făceau, o... profesorii erau cam timorați, știi, lasă-mă că să facem noi, nu-i problemă. Să termina nu? Și nu mă, nu mă interesează. Și mă duc la examen, ăsta să nu mă băgați bine, nu mă băgați, nu știu, voi vedea. Deci nu aveam presiunea asta mm -hmm. că trebuie să intru neapărat, că pe care o ai de multe ori, ce da, mă fac dacă da, da. pic. Că... Și te-ai acomodat în momentul în care ai intrat, te-ai acomodat repede, ai simțit că ăla e locul tău? Da, absolut. Absolut. Și avusesem înainte discuții cu ai mei, cu care am înțeles foarte bine cu ai mei. Sigur, mai erau ciocniri cu tata, ca orice adolescent idiot. Dar, apropo de asta cu lăsatul de facultate, știi? Și ei sufereau și au zis că da. trebuie să fii inginer, mă, totuși, că e o chestie asta solidă. Să te la un moment dat cum au fost părinții, cum au acceptat părinții trecerea asta. Sau Atunci, a, deci dai. în 89 le-am zis, ok, nu mă las de facultate. Era destul de riscant și simțeam că nu prea e bine așa să fac chestia asta. Și în 89 am intrat la teatru și tăi mi-a zis, bă, dar poate o termin și pe asta. Cu a, să și energetica. Energetica. dacă tot ai făcut trei ani și după aia a zis tata și era mândru povestea era toată lumea mă și a venit Fimiu la mine în toamnă după ce a intrat la teatru, la mine la birou și a zis putem să vorbim puțin afară, m-a luat afară Fimiu <sus> și mi-a zis bă tată, mie asta îmi place să fac nu pot să le fac pe amândouă că le fac praf fac una și și bine. așa că merg pe asta și a zis băi, damă, fă cum vrei tu și dacă îți placești. Era mândru, așa. A făcut Switch. -ul. A făcut switch cu toate că el ar fi vrut să facă inginerie. Da. Că nu, dar ai, ai avut era... un. Ți-ai prezentat, ți prezentat cazul foarte bine. Păi, asta. E și. văzut hotărât. Îi povesteam, de exemplu, la facultate, când venea câte un profesor. Tu știi, tu ce ai făcut, ai făcut la ea? Și? Calculatoare. Calculatoare. Uh, ca așa ați început și voi, era moda aia cu brigăzile artistice. Dar cum să nu Concursuri nu? între centre universitare. Dar cum să nu fac București, festivalul Artei Artei și, creații, creații studențești. studențești. Am fost și noi în 89 cu podul, la Ploiești. E, vezi? Și în București, dacă ține-o bine în minte în anii aia, ASEU și Energetica aveau, aveau brigăzi, brigăzi foarte tare. Da. Mă rog. Și așa, și îi spunea lui tata, bă, tata, tu ce faci eu la cursuri? Predă la profesor, la predă 20 de pagini scrii acolo, a patru, până dai în faci scurtă la mână. Și zic eu, la un moment dat, mi se întâmplă foarte ades. Mă opresc, parcă intră așa într-o bulă, și cam filme, se estompează sunetul și eu scriam actorie. <laughs> ștergeam, ștergeam bine să nu se vadă nimic. I A T C ce? Teatru. știu te ce am spus. Așa. Integrală triplă. Paștele <laughs> mă zisă. Da. Mă rog. Și nu stătea mintea. Când lucram, lucram într-o chestie foarte mișto de la Iam Sat, unde este Carfur Orhidei acum, lângă Gara Basarab era o chestie unde de întreprinderea, întreprinderea, montaj și servici pentru automatizări și telecomunicații. Tot felul de înregistratoare de presiune, de temperatură, de nu știu ce, le reparam acolo și eu eram praf, dar am început să-mi să învăț așa. Eram în jur numai tineri, studenți la seral sau nu studenți, oameni care nu făcuseră facultate, dar niște electroniști super pasionați, de ăștia de numai electroni. Nu mai vedeau. Nu mai vedeau nu aveau nevoie de facultate pentru ceea ce făceau ei, știi? Uh, și uh, îi vedeam cât de pasionați erau. Ea, bă, lucrau, mai lucram și eu și de obicei le citeam legile lui Murphy. <gri> știi? Ca să fie așa o atmosferă. Crezi că ai avut vreun păi, mentor? Un om așa care ți-a schimbat un pic parcursul, poate? Păi, profesoarea mea, Marina Creci, prin faptul că m-a pus în situația asta, Întâlnirea cu Andrei uh, Mai uh, A mai fost o chestie. La fiestul clasei a 12-a când uh, am avut noi sărbare și ar spectacol, vorbeam cu profesoara asta, cu Marina Creci și spuneam uh, că i-am zis că nu dau la teatru, că mi-e teamă și că dau la fizică și știam că nu sunt suficient de bun ca să intru mai sus la fizică tehnologică, că o să fac pedagogie sau ceva de genul ăsta și eu zic ce fac, doamnă? Ajung profesor. <laughs> și după două secunde mi-am dat seama, seama, și zic, că un față... pic, că nu asta am vrut să zic, știi? Și ea zice, <laughs> nu, stai liniștit, că n-ai tu profesor. Mamă, Dar... ce frumos! Da. A fost mai multe. După aia, prima, următoarea întâlnire foarte importantă a fost cu Cătălin Naum, regizorul de la Teatru Podu, care ne-a învățat, mai mult ne-a educat cumva. Aia -a chiar a fost școală. Sanda școală. Manu ne-a spus, bă, când ați intrat voi de la podu, că în 90 am intrat vreo 10 de la podu, care fusese eram studenți până alte părți, s-a văzut ceva. Nu că erați mai talentați sau mai puțin de asta zic, față de alții, ci aveați o, un respect pentru meserie, știți, un fel de smerenie față de meserie. Știi, când nu te bas cu pumnii în piept că, mamă, ce bun sunt eu stai mai puțin, întâi să fac treaba și ne lăudăm după aia, știi? Da, că știi era că... dur la om cu noi așa, ne spunea, bă, tu gândești ce vorbești? Arunca cu cheile în tine. Știi? Sau începeai să spui ceva și ce ieși afară. Dar ce, ce, am greșit? Ieși afară. Ieși afară și gândește-te. gândește la ce spui. Nu spune nimic. Trebuie să să acolo, tu, da, acolo, da. Și multe, de la spălat pe jos. Bine, eu mai chiuleam de la chestii de astea. <gântuie> Naum, după aia cu Andrei Șerban. Și da. în, momentul, în momentul în care te-ai născut facultate, ți-ai găsit greu drumul? Nu, am fost norocos, pentru că încă din facultate. Eu sunt și extrovertit, după cum nu știu, nu dacă v-ați dat seama. Nu, 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 e foarte Deloc. greu. Da, e, foarte e greu, greu să, să, se, pare de asta, adică să scoți, să scoți extrovertitul din tine, nu. că tu l-ai pus direct în față, un metru în fața ta. E merge, merge înainte. E merge înainte, e înainte de a cu un metru, da. Și, da, nu știu, îmi cer scuze că scoateți Cuvintele cu cleștele. Da, 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 nu, e foarte greu. Dialogul merge spre monolog, dar. Da, e mea okay. și palme, da. Și. Nu, am avut șansa. Am avut multă șansă. E drept că nici nu. Adică ai început să joci uh, da. din facultate, nu? Păi, în primul rând că jucam. Jucai eu am, în trilogie? Eu am aflat că am intrat la facultate uh, cu o jumătate de oră înainte de premiera cu trilogia. Pum. Cu care v-ați plimbat? Cu care, uh, foarte jucam mult. în primul an, dădeam cam rar pe la școală. <laughs> că jucam cam patru spectacole pe săptămână. Mamă. Da. Și turnee 91-92-93. Turnee, turnee prin toată lumea, din câte știu, nu? Ați fost Ui, în Europa. Ați fost în, am fost în. Și în. În, în afară. 91 am fost în Milano, Paris și Paulo. În toamna lui 90 am fost la Paris. Aia a fost ceva colosal. Deci imaginează-ți decembrie 89, în primăvară se schimbă direcția Teatrului Național, e Andrei Șerban, dar încă trebuia să termine ceva la New York și să face un triumvirat de directorat. Mă, cred că erau Ovidiu Lui Moldovan, Mișu Fotino și Traian Stănescu, cred. Și am fost invitați în mai, noi Teatru Podu, de studenți amatori, să jucăm o săptămână la Teatru Național, la sala atelier, spectacolele noastre. O nu știu, foarte tare. Da. Pe 1 iunie a făcut Andrei Șerban selecția, am început repetițiile, am dat la teatru, am intrat, am început spectacole cu Andrei Șerban, și în septembrie, când am început repet spectacole și de-abia intrasem la teatru, a venit uh, regizorul tehnic, șeful regizoratului și ne-a zis, băi, să aduceți uh, pașapoartele care aveți, care nu aveți, vi le facem noi, dar veniți cu poze rapid, rapid, că în octombrie plecăm la Paris. Deci s-a răsturnat toată lumea. Ce tare. Totul. 1990 câteva a fost luni. Fantastic, da. Știi, și prima ieșire a fost la Paris, în octombrie 90. De. În, și nu exagerez, nu atunci, în vara următoare am mers din nou la Paris și ă, știi expresia, te uiți ca la mașini străine. Literalmente, mergeam pe stradă într-un grup și unul din colegi, a, nu nu mai vedeam. Băi, unde era Dumnezeu? Nu știu. Radu, era vreo 100 de metri în spate. Radu, băi, nimic, n -auze. Și ne-am dus după el. Și Radu stătea așa, în fața unei vitrine, un showroom Ferrari. <laughs> Mut! Mut! <laughs> și... Adio! El pierdut! L pierdut. În octombrie 90 el nu fusese, că am fost cu, doar cu Medea, o parte din spectacol. Deci era prima lui ieșire din țară, la Paris, cred că și a doua sau a treia zi, și a văzut Ferrari. Și erau vreo două mașini și accesorii de-astea. Geci, umbrele, mănuși, cum sunt. Și el era visător acolo. S-a terminat, nu mai... da. Asta e schimbarea să... asta colosală, da. Deci jucai și ai jucat, am destul jucat, de după mult. După aceea, în anul 2, am fost, Am jucat la teatru de comedie, un rol mic cu George Mihaiță, cu Sanda Toma, Virginia Mira. În anul 3, la Bulandra, în Antigona, lui Totcilescu, chiar am avut un rol... Am fost și nominalizat la premiul de debut. Frumos. În N-am luat premiu, dar jucam cu Caramitru, tată, fiu, cu care am fost cu spectacolul ăsta în Grecia. Am jucat la Epidavros, în Marele Ce Amfiteatru frumos. de acolo și în Sicilia. Cu trilogia am mai fost în, în Austria, în Portugalia, în Ungaria, în mai zic nu că... știu, a fost, da. Uh, na. Deci ai avut de-a de în timpul școli, Da, da. Și la sfârșitul anului 3, a dat Andrei Șerban un concurs pentru șase posturi de actori până în 30 de ani și ne-a permis și celor care intrau în ultimul an să dea concurs, știi. Am luat concurs, am luat... Și de atunci ești angajatul urte Nu, -a... El a plecat după aceea, s-au întâmplat niște chestii și a plecat în anul la 93 și noua direcție nu m-a angajat, că a zis că sunt încă student. Dar proful meu, Grigore Gonța, anul următor a insistat și a zis, trebuie să-l angajez, că totuși a luat un concurs. Nu l-ați angajat atunci că era student, acum a terminat facultatea și m-au angajat atunci. Super! Am mai jucat în Fisul uh, Visul în de, de Vară, făcut de Ciulei, în 92. Vine până în Elfi Zâne, o figurație specială, să zic așa, dar m-am dus special ca să văd cum lucrează Ciulei, cum lucra cu Ana Pelea, cu Iureș, cu Răzvan Vasilescu, cu Rebengiu cu tot aia de acolo. Și stăteam acolo la repetiții, stăteam acolo și sorbeam totul, știi? La fel, o super școală, adică să-l da. auzi vorbind pe Ciulei. Și mă la fel, că... mi-aduc aminte, Ciulei avea și el obsesia asta, să gândești ce spui. Că de aici vine totul. Și multe, Ciulei era și arhitect, el vedea așa pictural totul, pe proporții, pe... Da. ai eu... O anecdotă, să zic așa, am fost la, în Germania la primul festival al Unitatelor Europene, din care face parte și Bulandra, la Düsseldorf în Noz... 92, cred, în Germania și după aia în Ungaria, să jucăm ăsta visul nostru de vară. Și ăsta avea 80 și ceva de poziții de lumini. Uh, spectacolul. Le bibilise, ciulei, așa, era pe roșu. Minunat. Există un album cu scenografiile lui Ciulei, senzațional, știi, cu toate spectacolele făcute, toate, nu toate, și în America, și care e foarte frumos. Și am ajuns acolo, Düsseldorf, Schauspielhaus o navă spațială, modernă, noi eram din lumea a treia, nene, Burkina Faso, la noi ce era cu frânghii și nu știu ce. Ăla era computerizat și era un tip Neanelu Lazar, adus, maestru de lumini, adus de Madame Bulandra, în anii 60 acolo. Deci avea o deci vârstă. Un luminist de stat, profesionist, știi, meșterea și pasionați de teatru, știi, nu doar un electrician care știe să miște niște butoane. Și am ajuns acolo, ăsta era. Ce asta? Băgai 67, 32, 44, enter, a băgat poziția de lumini. Următoare. pam, pam. Am stat vreo șase ore să se facă asta. Programat totul, după la spectacol, mergea. On. Și ăsta e ce maestre, vezi, luciulei, am venit degeaba, ce să fac, mă plimb eu până Dusseldorf. Nu aveam nevoie, stăteam la curte, la găinile mele. Nu avem ce face aici. Era supărat omul că stătea cu mâinile în sân. Că el dădea numai on la început și erau da. programate toate, nu? Dar avea ce face, știi? <coughs> și a doua zi, am stat toată ziua, s-au făcut lumini, spectacolul era a doua zi. Am mai venit să facem așa un Bără, bără, cum zicea no. Noi să trecem un pic în scenă așa. Un Mickey Mouse așa Și când ajungem la teatru, dezastru Pana de curent a fost, nu știu ce, s-a resetat tot Trebuie făcut din nou Și toată lumea aia disperată facă programarea Deci de practic nou. trebuia să stăm Toată ziua până la spectacol Să refacem Alte șase ore, Și să intri în, în spectacol În sol Și anelul la zice Asta e Ai mai sunteți, era fericit Vă fac eu, gata, hai, toată lumea, plimbați-vă, toată ziua, e treaba mea. El știa spectacolul pe de rost. Și a luat-o el manual, a făcut vreo 20 de situații de lumină, a mai redus puțin, dar el știa unde crește proiectorul ăla, ce replică, când iese iureș, când intră răzvan. Când... Ca timing, ca și timing tot. Tot, tot. Tot. Ce a făcut-o la mână, stătea manual, le-a făcut pe toate. Și le-a memorat și după aia la spectacol? Nu le-a mai stat să le memoreze. Ah, le-a făcut el în timpul spectacolului? Da. Adică, exact ca acasă. Ca să nu se plictisească omul. Exact ca acasă. Era, o, era și dar orice chestie. Când muncești, când ești în priză, nici nu știi când trece timpul. Absolut. Când au freci, așa știi de ăștia care plimbă hârtii în birouri, le trece viața și nu -și dai seama, nici ei nu-și dau seama de ce sunt triști. De ce se duc, cu am eu un vecin care are, zice, are o glumă preferată, mă rog, de inginer. Mulțumesc. Da? Eu, că și eu sunt. Eu sunt un semi-inginer ratat. <laughs> da. și că zice, și de la scârbici, nu? Ah. Da. Știi? Da. Adică îți vezi serviciul ca un, da. o povară, o știi? Foarte nasoală viață. Ce no, da, Nu ești pasionat de tenția. ce faci, bună Sau, ziua. Da. Nu ce să vorbești. <laughs> Măi, să-l trezim, mai puneți Cum era mă, la, la, la Hara Palm, dar, Sau la care ala, la Făt Frumos aici o... Sau la Mr. Bean când își punea <laughs> Și așa se cu Mr. Bean Să-i arătăm da, domnului Mihai da, că Ar trebui să-i arătăm niște fotografii Să vedem Ia dacă să, vedem. să, recunoaște Și să ne spună câteva povești despre ele Măi, și nu l-am întrebat cum a venit aia de la securitate să-l... Da, te... După, după Zic să Zic rapid. Ia spune-ți Da, aici. stai acasă, în drumul taberei, cred că aveam vreo șapte-opt ani. De foarte expresiv de mic, tu vezi? Nu aveai nimic de inginer aici. Nu. <laughs> căciula, căciula era de inginer. <laughs> Bine, mă, dar asta era o uniformă și se pentru anii de că am cămașă, vestă și pullover. Și plover, da, Era da? friguț, Friguți. friguț. Românianilor anilor 80, tati, nu... Nu ne știu că aveam, bănesc, că nu se văd, nou, dar aveam, șosete de lână în picioare. Aveam vreo, cred că era prin 7 și aici. Da? Aveam vreo ani, anișori, 9-10 da. ani pe aici. Aproape, aproape. 7, 7, da. Cu tremuri. Aici e? la Teatru Podu. La Podu cred că suntem. Da, 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 da. Ia uite, frate, ce ați găsit voi. Păi da. Ăsta era spectacolul Ștefan Vodă. A... Ero repetit repetiție sau chiar spectacol? Nu, -o, spectacol. De spectacol. Uite public acolo. Da, 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 da. Publicul aia. și tu ești în plan secund, nu? Cel e cu, cu, cu față. da. Da, da, da. Era cu mâna ridicată. Asta era în 80. Pe 6 octombrie 88 am ajuns pentru prima oară la Podul. Eram student anul 2 la Politehnică și după câteva săptămâni am intrat în spectacolul ăsta, Petru Rareș. Și ăsta era un spectacol care s-a făcut cu multe generații, de la visul încoace. Aha. Visul, Simona Măicănescu, Bleonț, a fost acolo a început. -a... Foarte mulți actori minunați sunt trecuți prin, prin podul. Da. Era aproape generații o... întregi. Generații întregi, adică era aproape cum să zic, Acum, după ce am, am, început noi podcastul ăsta și am văzut cât de mulți oameni au trecut pe acolo și ce calitate... Unii care, unii care, au făcut regie după aceea, nu doar actorii. Doar, doar actorii, exact. Adică a fost o școală foarte bună de artiști al lui Domnul Nou. Da. Ia să vedem, Ia mai să departe. Vedem mai departe. Asta e Inima de țigan. La, da, 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 da. Asta deja casă. suntem la Pro TV acasă sau da. ce, cum se mai Asta numeam. era prin 2007-2008. Cam așa. 2007. Dar tu ai ajuns de vreme în televiziune. Păi am ajuns în 90, Chiar la început. 95. Când, au, când roata, roata, nu, înainte, nu? 95 când s-a lansat. 95, era înainte de lansare. Înainte am de ajuns. lansare. Înainte de lansare. Făcusem în 94, adică în 93, 94, un film, primul film cu Dan Pizza, Pepe și Fifi, uh -huh. cu, mă rog, principal erau Cristi Iacob și Irina Movilă. Eu eram prietenul lor în cărucior cu rotile. De, urlam de nebun pe străzi. Și uh, am fost la un festival de film la Montreal. Și eu eram invitat, dar nu mi se plăteau. De obicei, la festivalul de asta, cam regizorul și doi actori sunt invitați și li se plătește tot. tot. Și eu trebuia să mă împrumut de bani sau să până la Montreal și pizza a zis, hai mă că, uite, cu invitația asta poți să să-ți iei ușor viză de Canada. Ceea ce nu-i de colea. Chiar ușor. Și uh, 94 vorbim, știi? În vremea aia când stăteai la cozi o noapte și o zi... Stăteai o noapte da, și o zi la cozi și nu dar cu cu sigur... dosar, cu invitație. Exact, nu, nu erai sigur dacă vei primi sau nu viză. Mamă, dar ce, ce trafic era cu ăia care erau paza de la ambasadă. Să te bage în față sau să-ți bage dosarul. de cap, ce umilitor. Și în sfârșit am făcut rost de niște bani, dar nu de toți banii. Și pizza, ce faci, mă? Păi, dar, păi zic, mi-am luat biletul paris Montreal, Dus întors. Păi și până la Paris ce faci? Autostop. Autostopul. Luase în viza de Canada. Și la Arma a zis... din paris Montreal și înapoi aveai. Atât. Da, da, Așa m-am gândit. Pai, da. și chestia că m-au ajutat câțiva prieteni să ajung pe la vreo două radiouri, cum erau alea pe la începuturi, la fan radio mm -hmm. nu Uai. știu ce da. și să mă promoveze nu-ți dădea nimeni, mă, nici 50 de dolari pe vremea știi. și pizza a zis, bine, stai așa și mă sună după 10 minute, uh, fii atent că am vorbit cu Adrian Sârbu te duci mâine la el și îți dă banii wow Zic, cine Adrian Sârbu? cu bar n-aveam eu, de-abia terminam să sau fac 31, se... 31, 38 nu știu mai, așa da. ceva și m-am dus a doua zi la el și mi-a explicat pizza cine și cu așa. M-am zis la el zice, bă, da, am văzut filmul, a făcut o vizionare de Dan. Mi-a plăcut ce faci tu acolo. Mă rog, cu vocea ta, cam de scapete, așa, da. rog. Și știi, îl știi pe sărbă. Și Glume. Da. Câți bani vrei? București, Paris și înapoi. Nu m-a întrebat nimeni în viața mea știi? Și aveam 26 de ani, dar câți bani vrei? Nu știu. Păi, hai că ești praf. Ești afară, du-te acasă, te gândești și te întorci mâine și zici. Bine. M-am dus a doua zi. Păi am și eu biletul de avion până la Paris și... Diurnă. Și a, asistente a vorbit și mi-a luat biletul de avion și mi-a mai dat vreo 300 de dolari să am acolo. de ce un sandwich. Da. Și legat de chestia asta, după aia m-au chemat să colaborăm și mi-a zis Andrei Boncea băi, noi o să lansăm un canal la anul un canal de televiziune nou, nu știu ce, și hai să... Așa am Și așa ai, așa, ai început așa ai început cu Călinescu și toate Călinescu celelalte. Călinescu am prezente. început, emisiunea de dimineață. Uh... Cum era? Doar da, o... Uh... Nu, de... nu, nu, emisiunea uh, de dimineață. Uh, nu, aia, e, altceva cu... aia cu... Uh... Chestiunea cu Bilele. Zilei. Cu, cu, nu? Era. Cu... Asteu și câștigi de, era, ba, era deviza lor. Noi trebuia să facem eu cu Gianna Corondan și cu încă cineva i-am șina de dimineață. Ne-am antrenat noi pe un apartament, pe moșilor de trei camere, nu știu ce, și copiam puțin un big breakfast de la Channel 4, de la Englezi. Și se întâmplau multe chestii, și nu știu ce. Dar am intrat în criză de timp, cumva, și nu, nu ne-a zis nimeni, nu ne-a să bă, la ProTV o să aveți o cămăruță. Mm. ce faceți voi, acțiuni și glumițe a, nu știați? No. <laughs> voi v-ați antrenat la perete și... complet? exact, da <laughs> e ca și cum, na, fă un spectacol de o oră bă, într-o oră e, bă, da. și după aia zice, păi n-avem decât 10 minute păi de ce n-ai zis mă frate că 10 minute îl făceam imediat știi, în sfârșit și după aia l-a dus pe Călinescu și i-a dat în mână și arma atomică concursul ăla de un milion de lei întrebare. Astea două deci gândește-te că eu eram uh, deja actor la Național și dacă nu mă înșel, aveam 150.000 de lei salariu. Și el dădea 1000 de lei. Deci se uita toată lumea. Îți dai seama. Mama. Și am făcut emisiunea de dimineață cu el, uh, niște chestii, eu cu Gina Corona, vreo o lună jumate, după care am plecat că nu, nu mergea. Okay, Bun, mergem mai, mai departe. departe. Hai să vedem, da. băi ne luăm cu povești a a family mama asta e cu 20 de ani 21 cred da, sunt soțiile mele <laughs> <laughs> nu, cea din stânga e soția mea și cea din dreapta este Adriana Irimescu, fostă titienii, uh -huh. cu copiii lor mici, care acum au terminat facultatea. Doamne, sfinte! Da, da. Mamă, dar chiar e, e de, de, foarte mult timp. <laughs> da, cam 21-22 de ani. Hai să mai vedem. Nu, no, mă, mai mult. E, e 99, cam așa, e... 25. 25 de ani. 2000, 2000, cam așa, 24 de ani. Asta e din, visul, din vista bătrânei doamne de la Național, făcut de un regizor foarte mișto bulgar, Alexander Morfov. Mamă, dar ce ce fețe aveți extraordinare arată, mă. Ei era un oraș prăpădit, falimentar. Vai, da, ce dar ce asta. Băutori de bere proastă. La țap. Da. Frumos. Noi, halba asta. De. Da, halba. Și a la subțire. Da, mai mic așa. Da, da, așa da, da, mai mic. Foarte mișto a fost spectacolul ăsta. Cu Maia Morgan și în rolul principal. Asta sunt eu cu filmul cred că la Istanbul. Unde s-a și tuns acolo la un berber de asta. Ah, da. A Cât tine acum, cred, de înalt? No, mai înalt. Te-a depășit, da, te-a depășit. mai înalt cu vreo 5-6 cm. Vai de mine, tati, ai rămas de căruță. Da. Asta e acum vreo, nu mai știu, 7 ani. Cam așa ceva. Mai departe. Șase. Uite și pe asta. Ăsta este în Quotera uh, quote Demonstrand, un film de Andrei Grușnițchi, Florin Piersic Junior și cu mine eu am avut un rol mic de fapt am avut două secvențe una cu el și una cu cel care a jucat rolul principal Sorin Leoveanu Jesus Christ e? e uite în ce hal eram îmbrăcați noi la <laughs> Cunea Civilă da. când am ieșit de aici e ce ce drăguță povestea asta este 14 iunie 2003 Ziua căsătoriei, 14 iunie. Pe sfârșit de mai, am venit acasă și am întrebat-o pe Silvia ce faci pe 14 iunie. Și a zis, nu știu, abar n-am ce. E? Zic, sâmbătă. Da? Nu și n-am programat nimic. De ce? Suntem invitați la o nuntă. Aole, iar, no, nu, băi, nu. No. Știi, de astea obligații de asta, da. să... că dacă era cineva din prietenii apropiați, ar fi știut. Da. Dar eu am venit cu informația asta la o nuntă.

să uita la da. De mine. Păi nu, noi. Păi nu vezi. Păi da, cum să fiți voi. <rătări> Alții Ia vezi, mai în spate. Nașul era Adrian Titieni, care <gânt> bistrițeanu venise la costum, frumos, cu vestă, Elegant, frumos. nu vima tale, nu, Ce fac și în sandale. Nu, adică, o, aia -aia. <gânt> <gânt> și ăla, ta da, 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 ta da, 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 generică. Nu, 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 noi nu suntem. Păi da, uite, avem verichetă, știi? Verichete, gata. Păi cine? Nu știu să Așa că am scăpat de... Hai să mai încercăm. Aute. O, asta e recentă, mă, poza asta. Da. Păi asta venim ai... în zilele noastre, asta așa. Asta e de -așa? acum vreo două luni. Ești pesca? E prima dată în viața mea când am pescuit. Ei. Pe cuvânt. Dar are 4 kg crapul Cam așa. Singur? La Nu, am nu. un prieten, Andy Cirlan, okay. care stăm acolo spre... În voluntari. Și se duce la o baltă până în zona aia și mi-a zis, hai, nu fii cu mine, că mă duc noaptea. Să... Și amenajată, drăguț. Și zic, bă, că vin și eu. Erau uh, undițele lui, lansetele lui, că e mare pasionat. Și eu am dat toată... Ne-am dus pe la 10 seara. Am dat la undiță. Am luat o plătică. Am fost cel mai fericit. Abă, nu, Nu, <laughs> don, palmă. Pești, mă, frate. Am luat... Nu, don, frate, cum? Dar ce au dus... Ai, de asta, discotecă noaptea. Probabil, la, da. La, la am alunii. luat cinci plătici și după aceea am mușcat la o lansetă, el a luat-o, a tras-o un pic așa și a zis eu și, și ai luat monstru. Puh, da! da. Mă, da. eram super fericit. Super, bravo. Da. L-am pupat și i-am dat... Ia uite, un... ia uite aici, mă. Frate. Da, frate. Jesus Christ. A scris cineva un... Vă da ce frumos e poza asta. Da. A scris cineva o carte Viața trece ca un glonț. Asta este titlul acestei fotografii. Viața trece e ca un glonț. Frumoasă, e foarte, foarte frumoasă fotografia. Da. Soția mea a făcut-o. Trebuie să-l aud. Să ved. Expresia voastră este minunată. Da. Ești calm, liniștit, tot. Da. Acum stai, Dita mai vițelu. Da. Păi, tu ce credeai că o să rămână Că Știi că aveam o, poză, aveam o poză pe telefon pe screen așa, poza lui puțin mai mare, dar când era dulce și drăguț și frumos, la un an mai mare, cred. Și e, toată lumea când vedea, mamă, ce dulceață de copil, da. Și acum vreo șase luni m-am uitat la el, mare, mă, așa. Ce stau cu telefonul mă, Așa că un melancolic, cu trecut în față, de fiecare dată trecut trecutul. trecutul. Da. mai mă, gata, out. O pun pe nevastă mea. Așa, ca ocul. să fie drăguț. Da. Hai să vedem și ultima. A, așa, da. Asta e de acum, Asta e de, de acum. la Veneția. Mă rog, foarte una frumos. din poze. Da. Asta e foarte frumos. E... Ia că te 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actori și actrițe. Uh, Monteurul, tipul cu mustață și tipul mai din centru, lângă, între două fete, este Bogdan Mureșan. Bogdan, da. Da. Bravo. Toți fericiți cu da, să vede că cu gura, nu. Până da. gura până la nu, urechi, gura până la frumos. Nu a mai da, fost frumos. nimeni cu nou actori, știi. Da, da, da. E drept că și filmul e așa, nu e nimeni principal, da, știi. Da. E Sunt poveștile. cu Nicolae. Când, Când intră în cinema? 24. Și... 24. 24, 24, sau 24. Septembrie? 24. 24 septembrie. 24, 23 e premiera oficială din 24. Băi, eu spun. Bun. Lumea o să se recunoască. Culmea ce a fost mișto, că ei au făcut acum câteva săptămâni un focus grup cu câteva zeci de tineri, pe la 20 ceva de ani. Și după ce au văzut filmul, au zis că nu s-au plictisit. Că le era teamă, bă, cum o să... Cum o să reacționeze oamenii da. care n-au nicio care treabă a tine cu... Știe, da. Că nu s-a plictisit unul. Și mai mulți au spus că acum încep să înțeleagă ceva mai mult despre părinții lor. Mm. Bun. Despre... Anumite concepții ale lor uh -huh. despre anumite reacții de ale lor, știi? Dar nu-i firesc Se dacă nu fan. știi cum să trăiești într-un sistem, când ești pus în sistemul respectiv, n-ai nicio reprezentare, n-ai nicio referință. Dacă ai o referință de genul ăsta la care degeaba-ți povestești, știi cum e? Până da. nu te dai singur cu capul. Da. Nu nu este, nu există, frate. Nu, până nu vezi tu. Nu. Astea au fost fotografiile, mulțumim mult pentru mulțumim context. Foarte. Și acum, chiar la la final, să nu uităm: dacă poți să ne povestești tu repede ce zicea Silviu mai devreme da, da. Despre, uh, despre Secu. Cum erau ah. băieții să te. Uh... Cum, cum deci era gata, în armată, gata să în, te în armată, găsească. în primul rând, ce, cea mai tare lecție pe care am învățat în armată, te-ai mi-a pus o pilă, când eram în armată la Buzău, și m-am dus de la unitatea mea la Asociația Sportivă Armată, că eu Așa. făceam volei. Și am stat acolo vreo șapte luni, pilos, că nu eram destul de bun să intru în echipă, și am stat pilos. Dar eu știam că sunt pilos, ei știau că sunt pilos, eu știam că ei știu că sunt pilos. <fie> și nu m-am simțit bine. A fost umilitor. Știi? Nasol. Dar asta a fost un avantaj că comandantul de acolo ne-a zis că vezi că se dau examene. Știi? Da, ai afluat o informație da. pe care altfel n-ai fi avut. Și aput. am învățat ce înseamnă să fii pilos, pe, doar pe asta. Și mi-am jurat de atunci că în viața mea nu o să mai fiu pilos. Și lui fiul la fel. I-am spus, pile nu o să spun niciodată. Eventual poate o să zic, bă, vezi-l pe dacă e bun sau nu. Dar dacă nu e bun, nu. că îi faci un deserviciu de serviciu. Absolut. De bun. În armată, la un moment dat, în dormitor, vine un soldat, eram în interiorul regimentului de la intrare în Buzău, dinspre Ploiești unde este și Comandamentul Armatei a ii Toată Moldova are comandamentul. Nu e regimentul acum. de uh, transmisiuni. transmisiuni? Da, dar eu. 22, am fost am. La, la Diribau, la Geniu, uh -huh. la Mărăcini. Și uh, a venit un soldat, soldat călin, zic eu, la Maiorul Coșcone. Am ieșit, unul din colegii mei, tot piloși, cu tată colonel de securitate uh -huh. și cu grad și cu funcție mare, zice a eu zic ce? hai du-te că vezi tu mă duc acolo pe drum zic l-am întrebat pe soldatul ăsta bă dar cine e? că nu știu nu-i la... Auzit de el. nu din asociația noastră era din regiment și zice păi e... maiorul e șeful CEI-ului <gătă> contrainformații <gătă> adică securitatea din armată m-am așezat bref a început să a vorbi foarte drăguț cu mine, foarte frumos, a zis că să ne prietenim, că s-a uitat pe dosarul meu că sunt băia bun și tata a văzut că lucrează la Consiliul Național pentru că da, da, cu mașini, transportul, sportiv, da, da, da. Și, zic, și zice, sunt mulți, cum e acolo la voi în dormitor, sunt mulți stâmpiți, nu, și vorbesc prostii. Și nu știu ce... Nu, că și când, când ai să... Dacă vrei să te duci acasă sau știi... E ideea asta era. Da, da, când să vreau să plec bine, acasă, să mă duc acasă schimb pe și schimb. să mai afle el ce se mai vorbește pe acolo, că sunt mulți care... Mă, Vorbesc tâmpenii și intră ei în tot felul belele. de belele. Să-i ajutăm să-i să apărăm să nu știu ce. Că tinerii nu știu ei cum ce se mănâncă și sunt multe pericole și să nu știu ce. Deci să ne mai vedem și o să-i spun, nu m-a pus să semnez nimic, nu m-a pus să-i spun atunci nimic. Ideea este că vreau să plec acasă, eu să vin la el să-i spun și să eu rezolvă. El te rezolvă imediat. Și mai vorbim. Să... Să ținem legătura, da. să fim prieteni. Mă, nu prea am înțeles eu mare lucru, dar faptul că era clar că să spun ce se vorbește pe acolo, nu suna prea bine. Și când am avut ocazia, am sunat pe tata și am zis, băi, tata, uite așa, așa. Și mi-a zis, de la un telefon public, de fapt, cum putea să mai ieșim. Da. Și tata mi-a zis, băi, fii atent, dacă te mai cheamă vreodată, nu te duci nu te duci, pur și simplu. Nu e de la tine din subunitate, nu are ce să-ți facă. Și stai că fac eu niște investigații. Ce se întâmplase? Mario Coșconea era în timpul liber arbitru de fotbal la divizia C. El a văzut în dosare pentru că așa făceau. Și corupția de aici vine. Și mulți securiști de atunci au intrat în partidele politice de după 90, în business și au dus mai departe Filozofia lor de viață. să Oportunismul ăsta, știi? Să, obții ceva să obținim ceva în, 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 în folos propriu sau de gașcă. El avea toate dosarele soldaților și se uita care, ce fac părinții? Unii erau medici, unii nu știu ce. Ai un ce avantaj de acolo. Dai ceva, îl trimite acasă. Are o viață bună copilul. Păi nu? Obții ceva? Și la fel, el a văzut că taicul nu lucrează acolo, știa unde este. Știa unde e Federația de Fotbal, taică cunoștea și el oamenii în federație Poate... și el voia să de la divizia C unde se dea pagă o găină, un curcan trecă și el undeva la divizia sus. B tăticu, începe la știm Deja cu toți da, da partea, Dragomir știe multe da, a și da. povestii de altfel că au ne ascuns, ascuns băieții cum s-au îmbogățit cu așa și asta era de fapt da, și da. mi-a zis stai că, hai că m-am liniștit stai liniștit, deci repet da. Te cheamă, nu te duci. Nu te duci. Și nu cu cunoști. asta, basta. Și am mai avut o chestie din familia Prodera Colare. O parte din familia mea uh, sunt baptiști. Și uh, uh, un meu din Craiova, uh, mă rog, și el jumate rus, uh, făcea parte din Biserica Baptistă din Craiova. Și era ceva, șeful agenției de bilete în Gara Craiova. Și ăștia de la securitate au vrut să racoleze să fie informator în cadrul Bisericii. Și să spună ce se întâmplă. ăștia și mulți neoprotestanți aveau legătură cu mulți români din America. Și pe filiera da. asta, informații, datem, chestii fac de. Afară. Unii emigrau, în sfârșit. Dar una din un securist i-am dat, domne, nu, aici trebuie să intri în partid, totuși, nu să faci parte din Biserica Baptistă, din secte, din nu știu ce. El a făcut pe prostul tot așa, s-a dus la biserică și în fața tuturora a zis. Fraților, am probleme la serviciu. Credeți-mă că vă spun cu toată mâhnirea și nu vreau să fiu dat afară, am familie, am trei copii, vă, sunt nevoit să renunț și să ies din biserică. A declarat lucrul ăsta. Public. Probabil că mai erau și alți informatori. Poate. Și, și după aia să... când i s-a cerut să dea informări, l-a zis... Păi tovarășul nu, nu știu care mi-a zis să nu mai particip la secte. Eu am anunțat pe toată lumea că nu mai fac parte din biserică. Dacă eu mă întorc acum, o să li se pară dubios? Mm. <laughs> ce tare Cum să vă mai dau mm. informări? Că eu nu mă mai duc acolo. Foarte tare. Știi? Foarte tare, da. Nu s-a mai dus câteva săptămâni. după și a reluat, a, -a, a uitat. Toată dosa, lumea au a știut de fapt ce și cum. Și la revedere. Mihai Călin, mulțumim, mulțumim mult de Mulțumim extraordinar da. de mult, au fost povești de mai pomenite. Te mai așteptăm și cu alt film și cu altă ocazie. Hai scoate-ți berea aia acum. Lasă, lasă, lasă <laughs> că avem bere. Gata, am, am a a pe data viitoare. Fără alcool. Al viitoare, da. și milenarul, la revedere. <laughs>